Spre deosebire de alți politicieni traseiști, Mihaela Popa, candidată USL, dă dovadă de obtuzitate ieșită din comun. Pare să fi uitat complet cine a fost până acum. Cazul ei poate fi studiat la facultățile de psihologie atunci când se predau cursurile de amnezie. Deși are doar 48 de ani, Mihaela Popa dă rateuri atunci când vine vorba să-și amintească de declarațiile pe care le făcea cu numai un an în urmă. Se talează mândră și zâmbitoare alături de cei cu care adeseori se bălăcărea copios. Pentru un nou mandat senatorial, s-a dezis flagrant de tot ce gândea, de principii și convingeri, transformându-se peste noapte într-o înfocată admiratoare a lui Gheorghe Nichita și Relo Fenechiu, cei pe care recent îi numea printr-o memorabilă formulă Știuca și Racul. Racul e Fenechiu, pentru că a spus că nu mai candidează la Consiliul Județean. Brasca e Ciuhodaru, care tot saltă în sus, iar unii îl scot la 120% în sondaje. Iar Nichita e Știuca. Trecerea din PDL în PNL, în primăvara anului 2012, a surprins doar pe cei care nu cunoșteau foamea de puterea senatoarei. O foame care s-a manifestat în diferite moduri. Bună oară, ca șef al Comitetului de Organizare și Desfășurare a Alegerilor la nivel de PDL, Popa a făcut în așa fel încât perioada de interimat la conducerea filialei ieșene să-i se prelungească timp de 2 ani. În mare parte, punerea pe linie moartă a PDL Iași se datorează. Tot foamea de putere a stat la baza unor numiri în funcție pe care le-a dirijat având mereu în vedere interesul personal. Câteva exemple, fostul șef de la finanțe, Corneliu Durdureanu, șeful Inspectoratului Județean în Construcții, Valerica Andronache, actualul director al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Iași, Ciprian Paraschiv. Și lista poate continua. Au existat momente când Mihaela Popa se vedea președinte de Consiliul Județean, ba chiar și primar de Iași. Iată ce afirma în 24 august 2011. Îmi reevaluez activitatea și mă gândesc la o candidatură pentru președinte la CJ sau la primărie. În prezent, liberala Mihaela Popa, tratată ca un politician îndoielnic de unii colegi liberali, este pe punctul de a trece în PSD. Probabil pentru că PPDD-ul a refuzat-o elegant. Dar să privim în oglindă câteva dintre fostele și actualele declarații ale candidatului de Copu, pentru a ne da seama de deplina derivă morală în care se găsește cea care până nu de mult poza în doamna politicii ieșene. Așadar, în primăvara acestui an, Mihaela Popa credea că Victor Ponta reușește să demonstreze în fiecare zi că vrea să aducă USL la putere prin tupeu, dezinformare și manipularea populației. Prin declarații pripite și irresponsabile, Ponta dovedește că nu este o alternativă pentru România, ci doar un politician care și-a asumat să joace un rol, fiind complet depășit de responsabilitățile unei funcții publice. În toamna aceluiași an însă, Mihaela Popa se transformă. Astăzi am participat alături de copreședinții USL Victor Ponta, Crin Antonescu, Daniel Constantin și de liderii politici locali la întâlnirea cu membrii USL Iași în Aula Magna Bibliotecii Central Universitare din Iași, unde cei trei lideri USL s-au angajat să susțină proiectele Iașului. În 2011, Mihaela Popa și-a exprimat dezamăgirea totală față de Nichita și Fenechiu. Constat cu uimire și dezamăgire că domnii Nichita și Fenechiu susțin proiectul USL. Un proiect împotriva Iașului, un proiect care nu susține Iașul să devină reședință de regiune. În 2012, Mihaela Popa nu-și dorește altceva decât să completeze echipa Nichita Fenechiu. Iașul este acum în fața unei ocazii unice în istoria recentă. Ne referim în primul rând la recâștigarea statutului de capitală regională pentru municipiul Iași, însă Gheorghe Nichita și Cristiana Domniței au nevoie în plus de o echipă unită, care să se lupte pentru proiectele Iașului la nivel național. În 2011, cu ocazia scandalului iscat de aparatura de interceptare din sediul Consiliului Județean, PNL Iași își definea foarte clar opiniile despre Mihaela Popa. Intervenția doamnei vicepreședinte PD nu este decât un atac murdar prin care nu urmărește decât să mascheze propria incompetență ca reprezentant la nivel local al principalului partid de guvernământ și lipsa totală de respect față de legile care stau la baza acestei țări. În 2012, iată-o pe Mihaela Popa lipsită de demnitate, făcând elogiul liberalismului de stânga. Astăzi, alături de primarul Gheorghe Nichita, alături de președintele Consiliului Județean Iași, Cristiana Domniței, Iașul are nevoie de o echipă unită, care să lupte pentru proiectele Iașului la nivel național. În 2011, Mihaela Popa tuna și fulgera împotriva Iașului condus de Gheorghe Nichita. Iașul este recunoscut ca fiind o zonă interlopă, o zonă cu probleme și probabil că nu degeaba un fost subprefect s-a sinucis, iar fostul prefect încă este judecat, sau atunci pe moment arestat. Și încă sunt probleme. În 2012, Mihaela Popa promovează cu devotament proletar proiectele lui Gheorghe Nichita. Gheorghe Nichita și Cristiana Domniței au nevoie în plus de o echipă unită, care să se lupte pentru proiectele Iașului. Lovită de canicula verii din 2011, Mihaela Popa opina că
Gheorghe Nichitan, 99% nu va fi candidatul USL. Vă spun sigur, am informații de acolo. Dacă ar fi fost așa, ar mai fi fost cu putință situații de genul următor? Senatorul Mihaela Popa este un prieten al Iașului. Ca primar, când am avut nevoie, am beneficiat de sprijinul ei întotdeauna. Pe 9 decembrie vă invit să votați echipa USL și vă îndemn să votați Mihaela Popa senator. În luna mai a anului 2011, Mihaela Popa spumega. Iașul este un oraș închis, are nevoie de deschidere către exterior, către investiții. Primarul Iașului are 110 milioane de euro la dispoziție prin POR și nu știe nici măcar să scrie proiectele pentru a lua banii, dar rămite să le implementeze. Eu am experiență în accesarea și implementarea fondurilor europene. Numai că aici trebuie luați foarte mulți tineri, ei au această expertiză. În noiembrie 2012, pe fond de interes personal, Mihaela Popa crede cu totul altceva. Iașul are nevoie de coerență și unitate. Coerență cu linia politică de la Palatul Victoria, alături de guvernul condus de Victor Ponta. Referitor la Palas, afacerea de suflet a primarului Nichita, în primăvara anului trecut, Mihaela Popa declara respicat. Este o mare greșeală să distrugi istoria și cultura unui oraș. O mare greșeală. Nu mai vorbim de faptul că judecătoria Oradea a decis desființarea definitivă și irevocabilă a acestui proiect. Acolo, de fapt, nu omul de afacere vinovat, ci primarul, prin incapacitatea de a folosi adevăratele oportunități și a proteja istoria și cultura. Nu o spun numai eu, ci și instanțele judecătorești. La scurt timp după... S-a spus aici că alături de primarul Gheorghe Nechita, alături de președintele Consiliului Județean Cristiana Doniței, Iașul are nevoie de o echipă unită care să lupte pentru proiectele Iașului. În fine, pe 20 iulie 2011, Mihaela Popa rostea următoarele cuvinte istorice. Eu cred că de la 1 ianuarie nu vom mai avea USL. În noiembrie 2012, aceeași Mihaela Popa candidează din partea USL. Să continuăm? Din 4 județe. În ciuda conflictelor între partide, interesul financiar nu a ținut cont de culoarea politică. Așadar, prin intermediul acestei asociații, liberalul Mugurel Cosmanciuc a primit 22.876 de lei în calitate de consilier juridic, socialdemocratul Marius Ostaficiuc, un apropiat al primarului Gheorghe Nichita, a beneficiat de 65.000 de lei, iar Emil Popa a primit în total 45.000 de lei. Mai există însă o ipoteză în cazul Mihaelei Popa, că ar fi rămas în continuare arondată și centrelor de influență din PDL. Ipoteza este validată de poziția pe care senatoarea o avea în partid. În urmă cu 2 ani, Bunoară discuta cu fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, despre capii fiscului ieșan. Președinte la acea vreme al PDL Iași, parlamentarul pretindea înlocuirea acestora, invocând inclusiv discuții private cu Elena Udrea. Încă un lucru, probabil că știi că noi la finanțe n-avem nimic, e al PSD-ului și al PNL-ului de 20 de ani. Cine acolo știi foarte bine. Aceasta este o altă discuție. Deja ne-am apucat acolo de restructurări, de toate astea. Da, deci acolo nu schimbați fără să mă întrebați și pe mine, că nu mai stau. Pe nimeni. Dacă am putea, am schimba mâine. Ei au revenit înapoi pe instanță pe astea. Ei, Grigoriu n-a revenit pe instanță. Acolo avem o problemă. Păi se poate din exterior, nu știu cum faceți, dar ceva. Am vorbit și cu Elena. Da, ceva trebuie. Altfel ne ia de proști acasă cu toții. În ceea ce privește bunăstarea Mihaelei Popa, aceasta nu este de neglijat. În anii de criză, în care românii o duceau tot mai rău, parlamentarul și-a cumpărat mașini și un apartament. Acum, familia Popa deține un teren în județul Vaslui, 2 apartamente și o casă în Iași, și 2 mașini și conturi de peste 35.000 de euro. În total, averea senatoarei ajunge la circa 500.000 de euro. În condițiile în care Popa a avut mereu salariu de bugetar, e dificil de calculat cum a ajuns la fabuloasa avere. Poate doamna profesoară de matematică reușește să demonstreze legalitatea acestor calcule. Deși în postura de sclav politic al USL, înrobită de propriile ei interese și de goană după putere, Mihaela Popa vorbește senin despre libertate. Eu sunt un om liber, iar dacă ar fi să dau o definiție a omului liber pe care am citit-o de curând, un om liber este acela care nu datorează libertatea lui nimănui. Există și oameni curați în politică.